Praznicul de astăzi este unul din cele mai vechi praznice atestate scripturistic, patristic și istoric. Scripturistic, praznicul de astăzi este legat de plinirea vremii. Auziți ce spune Sfântul Apostol Pavel. Iar când a venit plinirea vremii, Dumnezeu, atenție, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său născut din femeie. Galateni 4:4. Istoric, cel mai probabil, acest praznic a apărut în urma sinodului al treilea ecumenic de la Efes, din anul 431. Sinod la care a fost condamnată erezia lui Nestorie. Și tot atunci s-a formulat esența doctrinei mariale ortodoxe. Atenție, prin recunoașterea rolului Sfintei Fecioare în întruparea Fiului lui Dumnezeu. Patristic, referit la acest praznic, se găsesc în cuvântările rostite de Patriarhul Proclu al Constantinopolului și de Episcopul Vasile de Seleucia, secolul al V-lea. Deci v-am adus în atenție trei argumente: scripturistic, istoric și patristic al acestui praznic. În apus, sărbătoarea Bunei Vestiri a apărut puțin mai târziu. Cel care a inițiat-o a fost Papa Gelasius, iar cel care a generalizat-o a fost Grigorie cel Mare. O precizare de la care aș vrea să plec este aceea cum că întruparea Fiului lui Dumnezeu a făcut parte din planul lui Dumnezeu. Și acum apare o întrebare. Ce s-ar fi întâmplat cu omul dacă nu ar fi căzut în păcat? Întrebarea. S-ar mai fi întrupat Hristos sau nu s-ar mai fi întrupat? Pe vremea când lucram la cartea numită Sărbătorile Daruri ale Învierii, am scormonit într-o adâncurile teologiei și am găsit răspunsul la Părintele Stăniloae. Și iată ce spune Părintele Stăniloae. Am să vă citez. În acest caz, spune Părintele, de vrednică pomenire, omul ar fi înaintat așa de mult în unire cu Hristos prin întregimea ființei sale, trup și suflet, încât Fiul lui Dumnezeu ar fi devenit
ipostasul ființei lui, fundamental, ca expresie a iubirii lui Dumnezeu. Ce-i greu de înțeles? Foarte simplu. A întrebat cineva dintre părinți dacă s-a înțeles. E sigur că aud și foarte bine. Așadar, iubiți credincioși, întruparea a fost anticipată de Dumnezeu prin profetul Isaia, care zice: iată fecioara, va lua în pântece, auzi ce spune, cronologic, și va naște fiu și vor chema numele lui Emanuel. Isaia, capitolul 7, versetul 14. Și potrivit profeției, Dumnezeu a trimis la primirea vremii, ne spune Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Galateni, capitolul 4, versetele de la 4 la 7, în sinteză, a trimis la primirea vremii pe Fiul Său, născut din femeie, atenție, ca pe cei de sub lege să-i răscumpere. La salutul îngerului, așa cum ați auzit în textul Sfintei Evanghelii, bucură-te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei, Maria a fost cuprinsă de uimire, era la rugăciune, întocmai cum anticipase prorocul Daniel în capitolul 9, versetul 21. Chiar s-a și întrebat, auziți, ce fel de închinăciune poate să fie aceasta? Reține Sfântul Evanghelist Luca în capitolul 1, versetul 29. Prin întrebarea pusă, retoric am putea spune noi, Maica Domnului, Maria, nu înțelegea ce îi se întâmplă. Și mai ales, nu putea înțelege cum ar putea firea să se prefacă. Însă nedumerirea ei, cum va fi aceasta de vreme ce eu nu știu de bărbat, veți vedea că va fi convertită în iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Și pe fondul acestei nedumeriri, Arhanghelul Gavril îi vestește întruparea, respectiv nașterea Fiului lui Dumnezeu. Și auziți ce îi spune. Haideți să fim atenți. Nu te teme, Marie, căci ai aflat har de la Dumnezeu. Și iată, vei lua în pântece și vei naște fiu și vei chema numele lui Iisus. Și acum urmează partea foarte importantă. Acesta va fi mare și Fiul Celui Preanalt se va chema. Și Domnul Dumnezeu îi va da lui, tronul lui David, părintele său, și va împărăți peste casa lui Iacov în veci și conchide, și împărăția lui, atenție, nu va avea sfârșit. Deci oricât de eforturi multe s-ar căzni
ateii să facă și necredincioșii să-L scoată pe Hristos din viața noastră, că împărăția Lui, spune textul de la Sfântul Luca, nu va avea sfârșit. De remarcat, iubiți credincioși, este faptul că îngerul îi vestește ceva ieșit din rânduiala firii, întruparea lui Hristos. Ce constată? Un lucru esențial. Și anume acela că Iisus nu are tată după firea lui omenească, ci întruparea Fiului lui Dumnezeu s-a consumat prin economia lui Dumnezeu. Și auzi ce frumos spun părinții filocalici. Iisus nu este copilul lui Iosif, ci doar al Fecioarei Maria. Este, iubiți credincioși, un caz unic în istorie. Faptul că un prunc a fost născut dintr-o fecioară care și după naștere a rămas fecioară. E mai greu de înțeles logica aceasta de omul de știință contemporan. Aici este o metalogică la care are acces doar Dumnezeu și omul credincios. Aceasta și motivează uimirea nestăpânită a Fecioarei Maria, care se întreabă, auziți, urmăresc versetele, șirul expunerii, cum va fi aceasta de vreme ce eu nu știu de bărbat? În această întrebare, ea întrevede, cum frumos a constatat părintele de vrednică pomenire, părintele Galeru, o nouă cale, o dezlegare divină. Acolo unde Dumnezeu vrea, se biruiește rânduiala firii. Se află în fața unui moment unic din istorie, numit plinirea vremii. Această încredințare îi sporește încrederea în cele spuse ei de înger. Și iată ce i-a spus. Duhul Sfânt se va pogorî peste tine și puterea celui preanalt te va umbri. Pentru aceea și Sfântul care se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu, se va chema. Acum înțelege Maica Domnului marea chemare a lui Dumnezeu de a participa la economia mântuirii. Și auzi ce spune Sfântul Evanghelist Ioan. Și cuvântul s-a făcut trup și s-a sălășluit între noi. Acest adevăr al întrupării l-a primit și înțeles Fecioara Maria și prin ea și noi, cei care prăznuim momentul. Răspunsul. Iată roaba Domnului. Fie mie după cuvântul tău, revelează puterea slujitoare a Fecioarei Maria. În aceste cuvinte stă dovada credinței și smereniei ei. O credință care trece dincolo de legile firii.
fecioria ei, se arată a fi disponibilă voinței înnoitoare a Creatorului. Este semnul legământului întregii omeniri cu Fiul lui Dumnezeu. Mai mult, răspunsul de ei este răspunsul întregii omeniri. Iată roaba, Domnule, fie mie după cuvântul tău. În el sau acest răspuns conține răspunsul tuturor generațiilor din toate timpurile și din toate locurile care cred în Dumnezeu. De aici, iubiți credincioși, și afirmația Sfântului Ambrozie, episcopul Mediolanului, care zice, auziți, e foarte important, Hristos este rodul nostru al tuturor. Repet, ca să vă și responsabilizez. Hristos este rodul nostru al tuturor. Fecioara înțelege taina. Iată roaba Domnului. Fie mie după cuvântul tău. Pe fondul acestui consimțământ, exprimat prin fie al Maicii Domnului, are loc întruparea. Cum s-a întâmplat cu întruparea? V-ați întrebat vreodată? Cum s-a întâmplat? Foarte simplu. Nimic spectaculos. Așa cum pătrunde lumina printr-o fereastră, fără să se simtă nimic, așa a pătruns Duhul Sfânt când a avut loc întruparea și a curățit, cum spune Sfântul Chiril al Alexandriei, asemenea preasemenea. Duhul Sfânt este cel care îi dă puterea de a naște. În trupul Fecioarei coboară cuvântul veșnic al lui Dumnezeu după ipostas prin lucrarea Duhului Sfânt, cel care este nedespărțit de cuvântul. Astfel, Fecioara își află sensul fecioriei sale în maternitatea divină. Fie mie după cuvântul tău, auziți, și s-a prosternat. Fie al Maicii Domnului, știi ce anticipează, iubiți credincioși? Anticipează acel mă unesc cu Hristos de la botezul nostru. Cum se zice acolo? Te unești cu Hristos? Mă unesc cu Hristos. Adumbrirea Duhului Sfânt, prin care Hristos ia chip, viață divină umană în ea, ne este nouă pecetea darului Duhului Sfânt, pecete prin care se întipărește chipul lui Hristos în noi și pe care o primim prin mirungere. Și așa cum se întâmplă de fiecare dată, când are loc câte un moment foarte important, mai ales într-o lucrare divină, o lucrare divină, orice lucrare divină, se confirmă prin martori. În această cheie, trebuie să înțelegem de ce îngerul i-a spus Fecioarei Maria. Vă citez. Să știți că sunt foarte fidel citatelor. De aceea am și rugat pe preoții noștri să-și elaboreze predicile pentru duminici și sărbători. Și au și făcut-o. Nu 100%,
dar cu îngăduință o vor face 100%. Revenim la text. Iată ce spune. Și iată, Elisabeta, rudenia ta, a zămislit și ea fiul la bătrânețea ei. Și aceasta este a șasea lună pentru ea, cea numită stearpă. Că la Dumnezeu nimic nu este cu neputință. Luca, capitolul 1, versetele de la 36 la 37 inclusiv. Și ce s-a întâmplat? Ne spune textul. Atunci Fecioara Maria s-a dus în grabă la Elisabeta și atenție ce frumos spun părinții bisericii. Atenție! Pentru ca împreună să guste din bucuriile dăruite fiecăreia potrivit vocației sale. Repet, pentru ca împreună să guste din bucuriile dăruite fiecăreia potrivit vocației sale. Iar când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, auziți ce spune textul, pruncul a săltat în pântecele ei și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt. De remarcat este faptul, iubiți credincioși, că la întâlnirea cu Logosul întrupat, pruncul a săltat în pântecele mamei sale. El, Ioan, spun Sfinții Părinți în comentariile lor, a simțit în glasul Mariei rezonanța glasului Fiului lui Dumnezeu. Atât Elisabeta, cât și pruncul acestea au simțit glasul cuvântului, iar Elisabeta, plină de Duhul Sfânt, a rostit revelator. Atenție! Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Și urmează partea a doua, care e foarte importantă și demn de reținut. Și de unde mie aceasta ca să vină la mine Maica Domnului meu? Maica Domnului meu, vedeți? Interesant este faptul că Elisabeta, iluminată de Duhul Sfânt, a înțeles taina femeii înveșmântate cu soare, așa cum se spune în Apocalipsa, capitolul 12, versetul 1. Mai mult, iubiți credincioși, de aceea am spus și să fiți atenți, nu întâmplător, ca să înțelegeți. Elisabeta este cea care a numit-o pentru prima dată Maica Domnului. Și acest nume, inspirat Elisabetei de la Duhul Sfânt, va rămâne pentru totdeauna în biserică numele consacrat al Fecioarei Maria. Este bine să rețineți. În logionul cuvântării sale, Elisabeta o fericește pentru că, citez, a crezut că se vor împlini cele spuse ei de la Domnul. O fericește, iubiți credincioși, pentru că a crezut posibil imposibilul. Cântarea Maicii Domnului, chiar dacă ați mai auzit-o, nu în acest context, am să vă redau în întregime, mărește sufletul meu pe Domnul și s-a bucurat Duhul meu de Dumnezeu Mântuitorul meu că a căutat spre smerenia roabei sale, că iată de acum mă vor ferici toate neamurile. Că mi-a făcut mie mărire cel puternic și sfânt este numele Lui și mila Lui neam și neam spre cei ce se tem de El. Făcut tărie cu brațul Său,
Domnul, risipita pe cei mândri în cugetul inimii lor, coborâta pe cei puternici de pe tronul și a înălțat pe cei smeriți, pe cei flămânzi a umplut de bunătăți și pe cei bogați a scos afară de șerți. A sprijinit pe Israel slujitorul său ca să-și aducă aminte de mila sa, precum a grăit către părinții noștri lui Avram și seminții lui în veac. Această cântare, iubiți credincioși, pe care v-am readus-o în atenția frăților voastre, pentru că o ascultați de nenumărate ori la cântarea bisericii, această cântare își are izvorul de inspirație în Hristos, care să lășluia în ea. Nu se putea ca o copilă la 15 ani să elaboreze un asemenea imn fără prezența și lucrarea Duhului Sfânt în viața ei, fără prezența lui Hristos în adâncul existenței sale. Este una dintre cele mai frumoase opere pe care le-a putut elabora o persoană la o asemenea vârstă. În acest timp, ce se întâmplă de fapt în el, în interiorul lui, îi mulțumește mai întâi lui Dumnezeu că a preferat-o pentru a sluji tainei întrupării lui, care îi aduce atât mântuirea ei și întregului neam omenesc, cum numește? Mântuitorul meu. Auziți? Mântuitorul meu. Mântuitorul meu, mântuitorul tău, al vostru, al nostru deopotrivă. Apoi Sfânta Fecioară îi mulțumește lui Dumnezeu pentru lucrurile mari pe care le-a făcut sau i le-a dăruit. Și care e acel lucru mare? A făcut-o mai presus de toate, Maica lui Dumnezeu, însă fără ca prin zămislire să-și piardă fecioria. Adevăr glăsuit anticipat de profeți. Iată ce spune profetul Ezechiel, capitolul 44, versetele de la 1 la 2. Poarta aceasta, atenție, poarta aceasta va fi închisă. Nu se va deschide și niciun om nu va intra prin ea, căci Domnul Dumnezeului Israel a intrat pe ea. De aceea va fi închisă. Sau rugul care ardea, dar nu se mistuia. Se spune în Cartea Ieșirea, capitolul 3, versetul 2. Sau o piatră desprinsă, dar nu de mână. Sau lâna întinsă de Gedeon, care nu s-a udat și a rămas uscată, în Cartea Judecători, capitolul 6. Prin intermediul Maicii Domnului, Hristos a evidențiat valorile pe care Dumnezeu le-a așezat în om, iubiți credincioși, și a demascat impostura, așa cum ați auzit în imn. A risipit pe cei mândri, a răsturnat pe cei puternici, referându-i pe cei smeriți, a umplut de bunătăți veșnice pe cei flămânzi și i-a izgonit pe cei bogați în răutăți și goi de fapte bune, împlinind astfel făgăduințele sale date lui Avram și seminții lui până în veac. În Maica Domnului, prin întruparea și nașterea Mântuitorului, s-a realizat, iubiți credincioși, tot ce se putea realiza spre folosul omului, sfințenia. De aceea am putea spune,
că întruparea și respectiv nașterea lui Hristos sunt minuni chiar mai mari decât facerea lumii. Se spune cum că învierea este una dintre cele mai mari minuni a lumii. Și aș zice că nu, pentru că Hristos, ca Dumnezeu, nici nu putea să moară, ci întruparea, respectiv nașterea, reprezintă cele mai mari minuni ale lumii. De ce s-a întrupat? Pentru ca să se întâlnească cu moartea în plan frontal și astfel să o desființeze. Fie ca acel fie al Maicii Domnului, să devină un permanent fie al nostru în relație cu Dumnezeu, de la care să primim un fie în ziua judecății. Că se va face în Valea Iosafatului, că se va face în Văzdu, că se va face unde se va face, să fie acel fie cu care, sau acel fie să fie cheia cu care să deschidem ușa împărăției lui Dumnezeu. Aș vrea, iubiți credincioși, în partea de final, să mulțumesc Maicii Starețe, nu doar pentru frumoasa organizare a hramului, ci și pentru deosebitele realizări din timpul dregătoriei Sfinției sale. Și sunt multe, nu puține. N-am stat aseară să fac o inventariere a celor realizate în perioada dregătoriei Sfinției sale. Aș vrea să mulțumim măicuțelor care veghează mănăstirea cu lucrarea și cu rugăciunea. Nu putem face abstracție de jertfa acestor măicuțe. Mulțumim soborului de preoți, de aproape și de departe, care din sporită dragoste față de tot ce înseamnă această mănăstire, au dat curs invitației Maicii Starețe. Mulțumim grupului coral Macarios pentru răspunsurile date la strană. M-am mai întâlnit cu acești tineri teologi în județul Botoșani, pe vremea când eram episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. Sunt foarte buni și ați realizat că sunt foarte buni. I-am chemat să-i hirotonesc pe toți cinci și au spus că încă nu-i vremea. Așteptăm plinirea vremii lor. Mulțumim de asemenea autorităților județene și locale, chiar locale sunt, județene probabil că dacă nu sunt, trebuie să le mulțumesc cu toată recunoștința, pentru că ne-au susținut și continuă să o facă, să ne susțină proiectele inițiate atât de centrul eparhial, cât și de subunitățile eparhiei din teritoriu. Vă mulțumesc și frățiilor voastre care înconjurați cu toată ființa voastră lucrarea de zi cu zi a Sfintei noastre biserici. Și aș vrea să adresez un cuvânt de mulțumire celor care v-ați implicat în organizarea și cu buna rânduială
acestui hram. Vă îmbrățișez pe toți deopotrivă, vă doresc ca în mulți și buni cu sănătate de la Dumnezeu și fie ca viața noastră pentru rugăciunile preacuratei Maicii Domnului să capete sens aici și dincolo. Amin.